Eliza avea o mare curiozitate. Dacă lui Cristian i s-ar potrivi statutul de amant. Te-ai vedea și pe postul de amant. Amant? Da. Bă, Eliza, eu sunt pentru relațiile astea moderne, așa cum sunt ele. Moderne? Dar da. Cum vezi tu relațiile astea moderne? Le văd cu ce se... Da, eu știu. Bă, nu. Să fiu amant. Tu mă întrebi serios acum sau mă întrebi? Da, vorbesc foarte serios. Tu te-ai vedea amant. Nu, eu vreau să... Vorbim la modul că sau vorbim serios? Nu, vorbim serios. La modul că dacă ai fi căsătorit și dacă, nu știu, te-ai nimerit cu o fată care ar fi căsătorită. Așa. Nu știu, și-ți face așa cu ochiul. Te-ai vedea amant. Asta e întrebarea mea. Te-ai vedea amant. Tu să ai o femeie pe care o iubești, să ai familie și să mai fii pe lângă. Băi, sincer, nu. Adică nu mi se pare corect. Sunt eu zurli așa și sunt eu, dar într-un fel parcă nu-i corect. Să fiu mereu acolo când e? Adică să fiu amant stabil? Să fii amant stabil, nu. Nu cred, mă, să mai ai ceva pe lângă. Nu cred că la un moment dat se află. Păi, îți dai seama că se află. Se află la un moment dat. Îți dai seama. Bă. Dar ai fost vreodată amant? Fii sincer. Voi să știu, adică să am conștiința... Adică să ai cunoștința cumva că e, băi, nu-s amant. Îți spun. Să știu eu că are pe cineva stabil, nu. Că poate s-a nimerit, așa e posibil. Că poate au mai fost certuri sau ceva între ei. Așa, sau s-au despărțit pe termen scurt. S-au despărțit pe termen scurt. Așa cred că s-a mai nimerit. Dar să știu și eu, nu. Și v-ați fericit. Ne-am fericit și ne-am văzut mai departe de treaba noastră. Dar tu? Eu nu. Nu, a? N-am umblat cu din asta. Și nici n-aș umbla. Auzi, nu? Dar la o adică sunt bărbat. Care e problema dacă... Știi? Da, numai că... Adică nu e de... Mai întreabă-mă de-astea. Că-mi place. Că-mi place, hă? Întreabă-mă. Bagă. Am întrebat... Dacă s-ar vedea în postura de amant, la modul că el să aibă familie, tipa să aibă familie și să lovesc în altă parte. Se lovește în altă parte, la modul că n-o să știe. Eu l-aș vedea în postura de orice. Orice. De ce crezi că l-am întrebat? Ce orice? Orice. Ce orice ce? Ce? N-am înțeles. Amant, iubit, soț. Adică, ce orice, orice ce? Pe tine te vede în orice postură. De ce? Așa mi se pare. E de rău? Îi se pare că ce, că e alunecos? Nu știu, nu mai vreau să mă prea. Dar fetele voiau să știe ce probleme a întâmpinat Cristian în fosta relație. Nu, îmi plăcea de ea. Vreau să stau cu ea. Și? Dar era geloasă din orice. Și mi le zicea în față și mă suna non-stop. Înțelegi? Am înțeles. Când mă obosesc chestia asta, așa era și postul meu. Astea sunt deja toxice. Pe mine îmi freacă creierul rău de tot, da, și eu nu... Creierul meu e prea prăjit și obosit ca să mai accepte, înțelegi, lucruri de-astea așa care pentru mine de apa zâmbetului. Nu mai am răbdare de așa ceva. Tocmai de asta mă feresc. Boss, vrei să stai cu mine? Ai văzut ce ți-ai luat? Cu cine ești? Mergem mai departe, mergem sau nu? Înțelegi? Că dacă eu mi aleg o femeie frumoasă, o femeie... E clar că o să uite mulți la ea. E clar că o să bage mulți în seamă cu ea. Asta ce înseamnă? Că trebuie să... Auzi, PC? Vezi că s-a uitat ăla pe tine și te-ai uitat și tu la el pentru o secundă. E ok? Nu e ok? Hai să vorbim, ia vino încoace. Da. Nu mi se pare mie asta. De ce ți-a atras ăla atenția? De ce te-ai uitat la ăla? Mai e și o chestie pe care mulți oameni nu o înțeleg, e că noi, oamenii, suntem niște ființe sociale și e normal să interacționăm între noi, să vorbim, să știi ce zic? Da. Asta o să facă nu se înțelege chestia asta. Nu știu, eu...
Și eu am avut problema asta cu fostul la fel, era măsurat tot timpul, nu puteam nici să vorbesc, dacă vorbeam cu cineva, imediat se uita, știi, mă obosea, frate. Dar pe mine e corectit. Eu nu sunt așa. Pe mine e corectit. Am un problem doar cu foste. Doar cu foste, nu știu ce. Am eu o traumă. Foste. Foste? Da, eu sunt geloasă doar pe foste, atâta. Dar pe colege, Doamne, prietene, pe astea nu, n-am nici traumă. Dă cu busuioc cu pele și ai gătat. Capricile iubire. Cum era aia cu să fiu amant pe termen lung sau stabil? Stabil. Cu leafă, cu leafă, bănuri, da, de masă. Cu tichete de vacanță. Auzi, da, știi, tu i-ai pus o, tu i-ai pus o. Depinde amantul cu ești, da, ce. Da, nu știu ce să zic, nu mă bag. Ideea este următoarea, Eliza, că poți să fii amant și nu e neapărat să fii căsătorit. Adică el poate să fie necăsătorit și să fie amantul unei femei și tot amant se cheamă. Da, corect. Înțelegi? Că tu ziceai, tu ești căsătorit cu nevastă, cu copii, adică acasă, cu tot ce trebuie. Un exemplu atunci când ajunge la o căsătorie, la o familie, la altceva. Aha. A, și tu, de fapt, îl întrebai dacă are o relație stabilă și ar putea și să se iubească cu o altă femeie, cumva, pentru că nici femeia aia nu și-ar putea asuma responsabilitățile unei relații în adevăratul sens al cuvântului, adică să fie amândoi cam la același nivel, știi? Și ea amantă și el amant. Sau te interesa dacă el ar face chestia asta, dacă are capacitatea, da, cu un scop? Da. Da? Adică dacă ar face chestia asta, de dacă ce? Ar lăsa sufletul să facă. De asta. Ce? Doar așa. Hai mă, Eliza, că tu nu faci nimic doar așa. Păi de-aia le întrebam, era o întrebare. O hai mă, Eliza, că tu ești fată deșteaptă și interese. Toate întrebările pe care le pui tu... Chiar nu vreau să se interpreteze. Să știi că te-am stocărit în emisiune la Mireasa. Pe tine și pe toți concurenții, vă stocăresc în fiecare zi. Ești o fată foarte deșteaptă. Cum ți-am zis și eu. Și niciodată nu pui o întrebare doar de dragul de a pune o întrebare. Adică eu pe Cristian, ca să fiu sinceră, l-aș Uite, și Cristian zâmbește frumos, deci e curios. Dar ce ai spus, Cristian? Că tu i-ai spus ce? Nu l-aș fi văzut cumva, nu știu, poate să ajungă, dar am vrut să aud de la el. Atâta tot. Stai că a spus Cristian ceva și mi-a scăpat. Dar asta nu înseamnă că sunt interesată de el. Adică nu vreau să se ajungă la chestia asta, că nu... Dar n-a zis nimeni că e. Ești interesată? Nu, okay. Că nu vreau să se interpreteze aici. Okay. Că de ce aia am pus eu întrebarea. Dar cine e interesată de el? Eu făceam o conversație, nu că aș fi fost... Eliza, și eu fac o conversație cu tine, ți-am pus o întrebare. Hai că până se gândește Elisa să răspundă, zi ce i-ai spus Elisei? Cum ți-am zis eu? Ce... Nu i-a făcut știu. Un compliment, că e o fată foarte deșteaptă, da. Și tu i-ai spus... Da. Nu, la asta, la asta m-am referit. Mereu i-am spus Elisei că e o fată foarte inteligentă. Okay. Și ce aveai nevoie de... Șmecher, așa cum... Na. Îi merge mintea, merotițele. Crezi că întrebarea ei a avut alt scop decât amuzamentul sau crezi că a fost pusă cu un scop anume? Nu cred că a fost pusă cu niciun scop anume. Okay. Adică asta zic și eu. A fost, eu așa interacționez de fiecare dată cu Eliza, suntem foarte deschiși conversației și suntem naturale, că ne place să zâmbim, să râdem împreună, să glumim. Na. Tu cum privești? Eu nu am nimic de zis. Nu mă privește. Nu te privește? Dar ce simți? Nimic. Hai mă, Laura, mă. Ce nici măcar simt? Amuzament, așa cum au zis amuzament, ei? Amuzament, da. Da. Dar ți-a devenit indiferent așa toată situația deodată? Da. De două zile încoace? Da. Că acum două seri, trei seri plângeai de sărea cămașa de pe tine. Dar nu am de ce să mă consum și... Doar a fost o conversație între ei doi și atât. Nu am nimic de zis. M-am amuzat și s-a întins la trei. Elisa? Adică n-am fost doar eu. Tu cum îl vezi? Uite, cum ai spus Antonia că tu îl vezi pe Cristian cum? Eu
Eu am spus că l-aș vedea în orice postură atât timp cât el vrea. Adică mi se pare că el poate să facă... Păi asta, asta e valabil pentru oricine, da. Nu e... Aș vrea să vă spun un lucru. Aceste întrebări pe care voi le adresați, răspunsurile sunt atât de evidente și eu vreau să vă spun că orice bărbat care are capacitatea să se îndrăgostească are potențialul de a fi infidel, adică în cazul în care este căsătorit sau dacă femeia respectivă este căsătorită să fie amant. Deci este, asta este clar. Pentru că în momentul în care un bărbat se îndrăgostește sau o femeie se îndrăgostește, da, automat intervin... Chiar dacă e îndrăgostit de partenera pe care păi o are? Păi dacă ar fi îndrăgostit de partenera de acasă, nu s-ar mai îndrăgosti de altcineva. Deci... Da. Ca să tragem și o concluzie, este că dacă ești dispusă să devii amant, e clar că acasă lucrurile nu mai stau așa cum trebuie. Ceva de genul. Bine, dragilor!